Exact așa, comuniștii ne spuneau că ceea ce spun ei este adevărat, că numai ei sunt proprietarii și depozitarii adevărului și că viitorul este de aur. Acum când îl ascult pe primul ministru, o să crească salarii, pensie, economia, rămân bani la sfârșitul anului. Păi mie îmi sună cunoscut, tinerei generații nu, că n-au prins acele vremuri. Vă spun, aici avem de-a face cu o situație care se schimbă doar dacă radical punem punct și spunem atât. Asta pot eu să propun, dar românii trebuie să facă schimbarea prin vot. Știți, stilul... Și nu numai prin votul eventual în direcția dumneavoastră, în favoarea dumneavoastră, pentru că nu dar veți trebuie fi... să meargă mai departe. Da, nu veți fi totuși Carol I. Evident. Veți veni ca președinte cu limitările constituționale cunoscute și reprezentantul unei alianțe politice minoritare într-un parlament dat. Da. Dar dacă vine un președinte cu o viziune și cu o gândire, atunci oamenii au pentru ce vota și au pe ce merge mai departe. Cu ce vine domnul Ponta? Cu ce viziune l-ați auzit venind? Că vrea să dea drumul la toți corupții din închisori? Că vrea să se alieze cu Vadim Tudor și cu PRM ca să prevină ruperea Ardealului? Păi ăsta e program de om politic care vrea să fie președintele României. Iar atunci când există o viziune, oamenii se adună în jurul ei. Și atunci oamenii știu pentru ce se duc la vot, pentru ce luptă. Ăsta este rolul meu al candidatului de președinte și când voi fi președinte, voi continua. După care, sigur, oamenii văzând o viziune, văzând o gândire, vor merge la următoarele alegeri și vor alege partidul care vine să sprijine viziunea mea. Și atunci abia putem să avem ceea ce am propus de mult, acei 10 ani în care putem să schimbăm România. Se poate schimba nici într-o zi, nici într-o lună, nici într-un an. Dar ca să fie o schimbare profundă, să avem și noi dată o societate unde avem impresia că e dreaptă și că funcționează, trebuie să facem aceste schimbări. Nu există altă cale. Prin acești mici pași de adaptare nu se rezolvă. Prin politica pașilor mici în economie, noi nu am trecut de la socialism la capitalism. Noi am trecut la capitalismul de cumetrie. Mai e cale lungă până avem capitalism de tip occidental. Și domnul Hurezeanu știe foarte bine despre ce vorbesc aici. Deci nu putem... La fiecare alegeri facem un pas minuscul. Nu, odată, gata. Acum resetăm jocul și ne apucăm de treabă, dar la modul cel mai serios. Am înțeles că stilul conflictual al lui Traian Băsescu nu v-a plăcut, nu vă e pe plac. Doar că stilul ăsta conflictual a fost justificat tot prin nevoia unei schimbări pe care Traian Băsescu a denumit-o radicală, ori de câte ori a vorbit despre ea. Deci cum vă puteți feri de pericolul ca prin revoluția pe care o propuneți să nu răsturnați din nou mesele cu picioarele în sus? Nu se va întâmpla acest lucru, fiindcă eu nu vin să funcționeze statul după principiul pe care l-am avut, divided impera. Eu vreau să aduc oamenii împreună să facem aceste schimbări. Nu să-i pun în opoziție pe țărani cu intelectuali, pe muncitori cu ingineri și așa mai departe. Nu vreau să divid societatea, eu vreau să scot cei mai buni din societate. Iar din această colaborare și a președintelui cu societatea, președintelui cu guvernul, cu parlamentul, dacă lucrurile se abordează corect, apar efecte sinergice, apar lucruri mai bune decât dacă fiecare ar lucra singur. Și atunci putem să și vindecăm societatea, fiindcă avem nevoie de o etapă de vindecare. Uitați-vă la noi cum funcționăm. Suntem tot timpul în priză, tot timpul avem tendința să vorbim prea tare și într-o tonalitate prea ridicată. Ne agităm de multe ori inutil. Vindecarea înseamnă să devenim normali, așezați, să ne vedem de treabă fiecare și prin asta să avem stabilitate, democrație, stat de drept, economie funcțională, să câștigăm mai bine. Oricine merge în țările unde funcționează sistemul, vede că așa se face. Păi de ce credeți că s-au dus aproape 200.000 de români din diasporă să voteze aproape toți pentru mine? Nu s-au dus fiindcă eu sunt, nu știu, ceva senzațional. S-au dus fiindcă eu le promit românilor un sistem așa cum îl cunosc cei din
din Anglia, din Franța, din Germania, acolo unde muncesc. Și își dau seama că așa trebuie să fie și la noi. Să fim mai așezați, fără atâta gălăgie și spectacol inutil, dar să rezolvăm problemele pentru Dumnezeu. Avem o clasă politică care urlă de dimineața până seara la televizor și soluții nu sunt. Asta vreau să schimb. De asta se duc oamenii în diasporă și am avut această situație scandaloasă. Oameni care s-au dus și 800 de kilometri, mi-a scris cineva, 800 de kilometri cu mașina ca să voteze, ajuns acolo, o mai sta 5 ore până au intrat ca să mă voteze. Păi de ce credeți că fac oamenii treaba asta? Fiindcă ei, ca și mine, cred că se poate. Cred că se poate în România, dar trebuie votat și trebuie schimbată politica din România. Vă vom cunoaște altfel în cele 7 zile care au mai rămas? Adică vă schimbați? Vreți să ne arătați un alt Klaus Iohannis? Și vă întreb asta nu întâmplător. V-am auzit astăzi spunând că Victor Ponta a rămas cu bani în buzunar ca fraier. Ăsta este un alt Klaus Iohannis? Sau e același, dar nu l-am văzut până acum? Este același, doar nu l-ați văzut așa, fiindcă acum, suntem în ceasul al 12-lea. Știu aceste lucruri, nu de ieri, le-am știut dintotdeauna, le-am spus, dar acum este momentul să le spun mai apăsat, mai ferm. Fiindcă sunt încă foarte mulți oameni, mai exact 47% dintre votanți, care nu s-au dus la vot. Păi fraților, ce așteptați? Poftiți la vot! Este destinul vostru! Poftiți la vot și faceți România altfel! Transformați România într-o România a respectului, a prosperității! Ține de un vot! Fiecare cu votul lui! N-are rost să ne plângem că de ce s-a obținut rezultatul X sau Y într-un județ sau altul. Păi dacă toți s-ar fi dus, credeți că ar fi contat acel 1% care nu știu cum au votat pe acolo? Asta este miza. Dacă vrem să avem alegeri care schimbă ceva, pe atunci trebuie să mergem și să punem ștampila. Și asta vreau să le explic oamenilor. Este vorba de o jumătate de oră pentru viitorul nostru, al tuturor. Atât durează. Sunt secții de votare în străinătate mai mult. În da, țară poate vorbesc, se mai schimbă fiindcă diaspora s-a cam dus da. La vot. Ai nu, acolo durează mai mult votul și sperăm că o să dureze mai sunt puțin. Sunt secții de votare. 10 minute până acolo, 10 minute votat, da. 10 minute mers acasă, stat liniștit la televizor, urmărit exit poll-urile și iasă Iohannis. Și atunci avem schimbarea. Așa se lucrează. Da. Domnule Iohannis, avem un președinte care, printre altele, va rămâne întipărit în memoria noastră, între altele, drept un fel de partizan al alianțelor pro-atlantice prin excelență, mai mult decât predecesorii. A întărit parteneriatul strategic cu Statele Unite, a anunțat o axă Londra-Washington, chiar mai mult decât s-o fi practicat, s-o fi parcurs după aceea. Dar în orice caz, cât de complicații au apărut datorită acelei afirmații. Da, bun. Așteptați că vă vine rândul. Domnul Băsescu este perceput un pro-atlantic. Domnul Ponta este un politician transacțional, a fost la Sochi, face vizite în China, unde a avut parte de covorul roșu. Cu o săptămână înainte de deschiderea de primul tur al alegerilor prezidențiale, vorbea despre proiectele energetice cu sprijinul Chinei și spunând că trebuie să fim și noi ca occidentali, care au relațiile cele mai bune cu China. E uneori perceput, chiar dacă de blogări cu link-uri plasate inoportun la Economist, cum spunea domnia sa într-o emisiune cu noi aseară, e perceput ca un om care balansează între vest și est. Poate cu o înclinație de raționalizare a relațiilor cu estul, care până acum, fie vorba între noi, au fost complet neglijate, din păcate. Pentru că suntem mai degrabă în sud-estul Europei decât în mijlocul sau în vestul ei. Dumneavoastră n-aveți încotro. Ați intrat deja într-un fel de stereotip, veți fi omul Germaniei. Acum, Germania este țara care asigură gestionarea crizei europene, nu pentru toată lumea, mumă, pentru greci, de exemplu, și ciumă. 2. Germania este singura țară care înțelege și îmblânzește ursul rusesc. Așa se spune. Germania este țara care conduce, de fapt, din umbră Europa. Dumneavoastră veți fi al treilea om, ca în filmul Orson Welles, titlul prin beciurile vieneze,
Veți fi omul Germaniei, omul Europei de mijloc, al soluțiilor de tip german? Eu voi fi în primul rând omul românilor, în al doilea rând președintele care duce România spre Occident și în al treilea rând președintele care vrea, nu că respectă, vrea parteneriatele și cu Statele Unite, și cu NATO, și cu Uniunea Europeană. Vreau, simt că vreau aceste lucruri pentru țara mea, nu pentru mine. Sigur, în interior, păi, nu vă supărați, ar fi excelent să avem relații comerciale îmbunătățite cu Germania, să avem mai mulți investitori germani și vom avea. Da, investitorul dacă, sau chinez, n-ați vrea? Dacă mai ajung mulți? Președinte, da? O să avem mai mulți investitori germani. Da. Pot să vă promit așa, da. Din start, fără să analizăm mai foarte mult. Mai mulți decât investitori chinez? Da. De ce? Foarte simplu. Noi suntem în Uniunea Europeană. Noi suntem în parteneriat cu Statele Unite ale Americii. De aici ne vine parcursul care în ultimii 25 de ani, cu toată clasa politică pe care am avut-o noi, ne-a garantat un parcurs în esență euroatlantic, pro-european, pro-vest, dezvoltare și iată că acum ne garantează securitatea cu un conflict aproape deschis la câteva sute de kilometri de noi. Acestea ne-au garantat poziția noastră. Iar în mine, foarte simplu, deci eu sunt clar pro-euroatlantic, fără niciun fel de sincopă și fără nicio paranteză. Pe de altă parte, ați spus foarte bine, avem un candidat, Victor Ponta, care pare că șovăie. Eu spun că nu șovăie. Și vă spun câteva argumente pe care nu le-am spus până acum. Nu poate fi și echilibrat. Poate să încerce un echilibru între est și vest. Vă spun părerea mea și pe urmă o interpretăm cum doriți dumneavoastră. Vedem un prim-ministru, Victor Ponta, care când se spune ceva de la Bruxelles, ofuscat, se supără, adică cum vin ăia să ne spună nouă ce să facem. Fu vorba de o vizită a președintelui PP, Joseph Dole, în România. N-a spus domnul Dole nimic despre domnul Ponta, n-a fost nicio chestiune. Se trezește domnul Ponta vorbind la televizor că ăia din PP să nu mai vină să dea indicații. Nu vă supărați, cine e acest Ponta de are o abordare anti-europeană până când nici n-a venit domnul Dole să spună ceva? Se referea la criticile europene ale PPE-ului în timpul crizei din 2012 mai ales. La asta se referea în principal. Eu știu la ce se referea. Bun. Păi, deci avem un prim-ministru care e foarte deranjat dacă din Europa cineva îl critică un pic. Sau mai mult, nu contează. Același prim-ministru care nu-i foarte lămurit că trebuie să ne spună americanii ce să facem. Același prim-ministru se duce în China, covor roșu și nici mai mult, nici mai puțin decât să apucă și spune cu voce tare în fața camerelor de luat vederi că el felicită Marele Partid Comunist Chinez pentru marile realizări. Păi stați un pic, eu nu vreau un președinte care laudă Marele Partid Comunist Chinez. Eu vreau un președinte care laudă democrația vest-europeană, care laudă Statele Unite, fiindcă iată au reușit să producă o schimbare fără scandal în Congres și în Senat. Eu asta vreau, asta îmi doresc pentru România. Eu nu-mi doresc ceva similar cu Marele Partid Comunist Chinez, eu îmi doresc ceva similar cu democrațiile consolidate din Europa de Vest și din America. Asta îmi doresc eu pentru România mea. Nu l-am auzit pe domnul Ponta niciodată, nici atâta critică față de Marele Partid Comunist Chinez. Nu l-am auzit spunând că este o problemă dacă un lider european spune astfel de lucru.